În primul rând, cu ce vine în set, după care o să trecem printr-o serie de teste cu fiecare accesoriu, să vedem exact cum se descurcă, să vedem cum se înlocuiesc accesoriile și dacă chiar funcționează bine și ne putem face treaba cu ea foarte bine. Vine în set acest multifuncțional DAC 335 cu un capăt cu fir tăietor pentru cosit și, bineînțeles, putem să-i punem și un disc pe el, o să vină și cu un disc în set. Vine cu această lamă tipe Mondor, acum este puțin cu apă pe ea pentru că am spălat-o, că am dat ulei aici pe jos, dar nu prea contează, o să vorbim despre ea. O lamă pentru guard view sau brazi, se poate folosi și la brazi, eu o să o folosesc la un copac, o să o testez în ce pot, să vedem cum se descurcă, destul de interesante așa la o primă vedere, și cu o bară prelungitoare, putem să ajungem cu ușurință la 2, 3, poate 4 metri deasupra capului, cu această bară prelungitoare. Haideți să ne uităm puțin mai de aproape la ea, vorbim câteva caracteristici tehnice, după care o băgăm direct la test să vedem ce știe să facă. În primul rând despre motor. Un motor TEZ de 52 de cm cub ce dezvoltă 1,7 cai putere. Un rezervor de 850 de ml cu un consum de aproximativ 625 de ml pe oră. Demarorul de care tragem să pornim, șocul care este unul manual, iar aici șurubul pentru filtrul de aer, se poate desface și curăța sau verifica din când în când cum este recomandat. Funcționează cu amestec de ulei în benzină, este un motor în doi timpi, se recomandă 25 de ml de ulei în doi timpi la 1 litru de benzină pentru utilizare. Rodajul recomandat de producător, 3 rezervoare la relanti și accelerată din 10 în 10 minute, din 10 în 15 minute, timp de 10-15 secunde la maxim ca să scoată tot uleiul. Eu am lăsat-o 2 rezervoare la relanti, după care am băgat-o puțin la treabă, o să o bag de fapt la treabă, că o să vedem împreună cum se descurcă. Mai jos avem mânerul cu accelerația și butonul de start-stop. Clapeta de accelerație nu se poate bloca, mânerul este unul simplu, din plastic, destul de confortabil, trăgaciul, butonul de acționare este unul ok, după care prinderea, care este una metalică și reglabilă, se poate și regla, împingem mai în față dacă împingem cu tot cu acest manșon sau mai în spate nu se poate numai până în acest mâner, dar mai are și aici puțin loc dacă vrem să modificăm poziția. Avem aici 5 poziții de fixare, bineînțeles că putem să reglăm și din ham această chestie, iar pe tijă acest burete putem să ținem cu mâna și de acest burete sau o să ne putem duce pe acest mâner tip buclă. Este prins de mâner printr-o șaibă de cauciuc destul de groasă, vedeți că are spațiu de jur împrejur pentru a amortiza vibrațiile, el oricum este dintr-un material destul de flexibil ca să reducă vibrațiile, iar în partea stângă un alt mâner secundar, nu știu la ce se folosește, nu știu în ce ipostază ai putea să-l folosești, pentru că eu nu-l folosesc niciodată, îl prefer pe acesta tip buclă. În continuare, sistemul de fixare între accesorii, un sistem nou, aș putea zice, față de cel pe care l-am văzut la Emondorul Ruriz, dacă nu ați văzut clip, o să-l găsiți în descrierea clipului sau în punctul info de pe ecran. Acest sistem mi se pare foarte bun, doar ce am montat această tijă cu capul tăietor cu fir și mi se pare mult, mult mai bun și îmbunătățit față de ce am văzut la Emondor. O să facem și câteva teste cu el și îl verificăm la sânge să vedem exact cum funcționează, dacă dă erori sau ce știe să facă, pentru că este foarte important ca sistemul de înlocuire al accesoriilor să fie unul foarte bun și să funcționeze impecabil. Primul test o să-l facem cu acest cap tăietor cu fir. Este un cap tăietor simplu cu autoeliberare și autocat, adică firul o să se taie singur în acest cuțit de pe apărătoare. Scrie pe el Japan, Japonia, nu știu dacă este făcut chiar acolo, dar față de motocoasa 520C sau 740C, mi se pare puțin mai slab. Motocoasele respective pe care le pomenesc eu fac parte din categoria premium, aceasta este din categoria economy, nu prea găsești multifuncționale sub 1000 de lei care să funcționeze foarte bine. Deci vine în set cu acest autocat și bineînțeles cu acest disc cu 3 cuțite pentru tăia de iarbă. Nu este unul din favoritele mele, îl prefer pe cel cu 44 de dinți, dar un disc destul de bun pentru cine cosește iarbă mare, îl ajută destul de mult. Am ajuns la locul cu pricina. Aici în spatele meu este o iarbă destul de mare și udă, că a plouat azi noapte, dar nu am ce să fac, pentru că în sezonul ăsta a plouat foarte tare, în sezonul ăsta de primăvară, și trebuie să vedem ce fac uneltele. Avem pe ea montat capul tăietor cu fir pe care l-ați văzut adineauri
și hai să facem o pornire să vedem cum se descurcă la cosit, după care o să trecem să testăm și celelalte accesorii cu care a venit în set, să vedem dacă chiar funcționează, cum funcționează sistemul și cum se descurcă. Este prima ei probă în sarcină. Am uitat să menționez că vine în set și cu acest ham, un ham destul de simplu, care își face treaba, nu este cel mai bun pe care l-am văzut la Ruris, dar este un ham destul de ok. O să o fixez, de fapt, hai să-i dăm drumul prima dată, să vedem dacă pornește. Butonul pe start, punem și șocul, că n-a fost pornită de mult. A dat să pornească, lăsăm șocul. Am oprit-o puțin, prima utilizare după rodaj, nu e bine să o forțez super tare, mai ales că iarba iudă aici se cam agață de el, dar apărătoarea își face treaba foarte bine. Nu am foarte multă iarbă pe mine, deși puteam să-mi pun jambierele, că era o treabă și mai bună. Deși are doar 1,7 cai, se descurcă foarte bine la iarbă. Și ce-mi place în primul rând, că nu mișcă deloc din sistemul de fixare, nici n-ar prea avea cum, dar mă rog, am văzut altele care mișcă și de asta spun. Hai să vedem cum se schimbă accesoriul, trecem și la proba următoare să vedem ce știe să facă. La iarbă a dovedit că poate și se descurcă destul de bine. Nu sunt eu cel mai încântat de mânerul ăsta, prefer cele două coarne, dar se poate cumpăra separat dacă chiar aveți nevoie pentru iarbă. Se poate face treabă foarte bună și cu acesta, este destul de mobil. Dacă vrei să faci o bordură sau ceva, poți să lucrezi la unghi mai ușor, fiind o multifuncțională care poate să facă diverse activități. Suplimentar puteți să achiziționați și o freză pentru pământ care se poate monta pe ea, puteți să achiziționați o mătură mecanică, bineînțeles, care se rotește, o mătură rotativă pentru a curăța prin curte. Deci se poate face treabă foarte bună cu ea. Haideți să vedem cum se înlocuiesc accesoriile. Treaba este foarte simplă, sistemul este unul bun spre foarte bun. Pur și simplu deșurubăm șurubul care fixează tija. Îl rotim, el are un șurub de blocare pe capătul celălalt, numai atât se poate desface, deci nu se desface de tot. Și un buton aici, o clapetă pe care apăsăm. Am apăsat pe ea și am scos tija. Atât. Lăsăm tija, eu o să-i pun bara prelungitoare acum. Vedeți că are aici un pătrat care trebuie să intre sub acest clichet, da? Îl băgăm aici, apăsăm pe buton, a intrat, a făcut click, strângem de această rolă, de acest șurub, s-a fixat, este gata. Mergem mai departe, vreau să dau o formă unui copac și o să folosesc dispozitivul de tăiere pentru Guard View, care arată ceva de genul acesta, un dispozitiv cu o lungime de 50 de centimetri, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, dar oricum găsiți în descrierea clipului un link unde puteți afla mai multe specificații despre el. La fel și acesta, vedeți că are protecție pe capăt. Îl punem aici, ne asigurăm că șurubul e lăsat, apăsăm pe buton, învârtim de el dacă nu e chiar pe poziție, l-am fixat pe poziție, strângem șurubul și în acest moment avem o tijă prelungitoare destul de lungă și capul pentru Guard View. Acest cap pentru Guard View se poate și roti în funcție de preferințe, are un sistem un pic mai complex, trebuie să tragem de o siguranță, să apăsăm această clapetă din partea de jos ca să blocăm siguranța, după care apăsăm pe clapeta din partea de sus și îl putem roti în diferite poziții. Eu cred că o să las chiar drept deocamdată, să vedem cum pot să fac acolo treaba cu el. O să-l bag la crengile unui corcoduș, am un corcoduș pe care am ales să nu-l tai de tot din pământ, așa că o să-i dăm o formă să fie ca un glob așa rotund. O să încerc cel puțin să vedem dacă reușesc. Hai să vedem cum se descurcă. All right.
M-am jucat puțin cu accesoriul pentru tuns gardul viu. Dacă aveam un gard viu mare, vă dați seama ce ieșea acolo, era o treabă foarte bună. Am observat că nu trebuie accelerată foarte tare. O accelerație la jumătate, poate nici nu, el are oricum forță să taie crengile destul de mari. Distanța între cuțite este undeva la 20 de mm, prinde chiar și crengile ceva mai groase. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că se bagă, are forță să taie și gardul viu cu crengi ceva mai groase, poate chiar și uscate. Nu știu cât o să reziste în timp, asta o să vedem, dar deocamdată funcționează și este un accesoriu foarte bun, mai ales că putem tunde și pe deasupra gardului, dacă nu este mai înalt de 2,5-3 metri, putem tunde fără nicio problemă. Îmi place sistemul, după cum am zis, că nu mișcă. Dacă ar fi să bag ceva de vină, ar fi faptul că este destul de greu, ansamblul total este destul de greu să-l ții în mână foarte mult timp, adică să nu l-ai sprijinit în ham. Dacă ai o înălțime mai mare de 3,5 metri, va trebui să-l ții din forță în mână și nu poate sta în ham, atunci e destul de greu. Dacă stă în ham, nu este nicio problemă. Acesta este dispozitivul pentru tăiat crengile de la copaci, pentru toaletat pomii, îi putem spune și lamă de mondor, lamă de drujbă, lungime 30 de cm, lanț cu pasul 3x8 și grosime 1.3 mm, un lanț subțire care merge destul de bine. L-am fixat aici, strâng șurubul. Destul de repede, o să las așa cu prelungitor, o să tai ceva crengi mai la înălțime din câțiva pruni și hai să vedem cum se descurcă. Ok, hai să vedem ce putem curăța din prunul ăsta uscat. Accelerat foarte tare. După testele pe care le-ați văzut și pe care le-am făcut cu această multifuncțională DAC 335, cred că putem să tragem cu toții câteva concluzii și chiar v-aș ruga și pe voi să-mi scrieți părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare după ce ați văzut sau dacă o aveți, să-mi spuneți cum se comportă după un timp mai îndelungat de utilizare. Mie îmi place cum se comportă și cred că putem să trecem la categoria multifuncționalelor care funcționează și se descurcă destul de bine. Sistemul este unul îmbunătățit, sistemul pentru înlocuirea accesoriilor și asta este un lucru foarte bun, accesoriile se schimbă fără nicio problemă, foarte repede, nu mișcă din prinderea respectivă și asta este un lucru pozitiv. Îmi place că motorul are destulă putere, chiar și la coasă se descurcă foarte bine. Cu e-mondorul, după cum vedeți, s-a cam lărgit lanțul și când lanțul este ceva mai larg, începe să trepideze destul de tare. Tijele destul de grele, aș putea zice, se vede că sunt accesorii destul de sănătoase, așa rezistente. Pe de o parte este bine, sunt rezistente, pe de altă parte aș putea zice că ar fi aici un mic minus, pentru că sunt destul de grele. În format complet, să zic așa, și cu tija prelungitoare, este destul de greu. Deși tija nu este grea, are cred că un kilogram, poate un kilogram și jumătate, nici nu cred că are atât. Este cu tija cardanică prin interior. Nu știu ce să zic, este bine sau nu este bine, scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii. Îmi plac cum funcționează toate accesoriile, îmi place mânerul. Este unul destul de bun pentru majoritatea accesoriilor, îți oferă mobilitate, poți să-l întorci în stânga, în dreapta și să-ți faci treaba foarte ușor cu el. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii cum vi se pare, dacă v-a plăcut dați-mi un like, un share și abonați-vă la acest canal. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!